și bine ați venit acasă la Sweet Paprika. Astăzi filmez primul vlog din showroom. Pe scurt, astăzi vom vorbi despre țâțe. Despre țâțe, silicoane, implanturi, despre cum este să nu ai țâțe, cum este să treci printr-o operație, cum este să alăptezi. Și în cele din urmă, cum este să fii însărcinată și să ai implanturi. Înainte de a începe să vă povestesc, o să încerc să creez o structură în funcție de mesajul primit de la această cititoare. Sună cam așa. Eu am o întrebare. De fapt, mai multe. Cum e să fii însărcinată cu silicoane? Parcă așa mi-amintesc că ai operație. Dacă vei alăpta, cum a fost recuperarea operației? Și de ce nasul nu ți l-ai făcut? Trei întrebări, patru, din care aș putea să fac patru vloguri diferite de câte o oră. Partea numărul 1. De ce mi-am făcut această operație de augmentare a sânilor? Adică de ce mi-am pus silicoane? Adică de ce am implanturi? Povestea țâțelor mele începe de mult, de mult, acum câțiva ani. Eu nu am avut niciodată sâni mari. Trebuie să fiu sinceră cu voi, am fost plată toată viața mea, scândurică. Întreba lumea de ce port sutiene dacă nu am nimic de pus în ele. De fapt, sutienele erau singurul mod prin care puteam să-mi ofer acele forme feminine, fake de altfel. Dincolo de faptul că a fost la un moment dat o frustrare a adolescenței Gabrielei Atanasov, la un moment dat acest lucru nu mai reprezenta o problemă pentru mine. Și de fapt eram foarte asumată și obișnuită cu această problemă, dacă pot să-i spun așa. Adevărul este că eu am avut o disfuncție hormonală pe care am descoperit-o foarte târziu, care mi-a oferit această formă filiformă, această formă fără formă. Și da, am fost bullied pe tema asta, adică se râdea. La început nu mai știu dacă râdeau băieții sau râdeau fetele. Evident că în adolescență, prin generală, toate fetele începeau să aibă țâțe, fund, forme și să se bucure de aceste minuni ale naturii. Eu încă eram subdezvoltată și am rămas așa. Am rămas așa foarte mult timp. Desigur, la un moment dat asta nu mai reprezenta o problemă pentru mine, din contră, mi se părea că sunt foarte fit. Să vă spun cum eram bullied, niște replici. Mi le aduc aminte foarte bine, că sunt dureroase și, oricum, chiar dacă ți le asum, rămân acolo. Era la un moment dat o glumiță pe care mi-o spuneau colegii, hei, dacă ai un singur picior, porți doi pantofi? Nu. Și atunci tu de ce porți sutien? De ce nu te dai cu cremă, ai două bube acolo? Mă rog, chestii din astea care sunt glumițe de care râzi și tu, dar undeva în suflet te doare și cred că dacă ești puțin mai slab de înger, te afectează și mai mult decât m-a afectat pe mine. Și cred că sunt multe fete care se confruntă cu problema asta și în adolescență și după mai târziu. Nu m-a afectat treaba asta din punct de vedere al relațiilor cu băieții, treaba asta, și cred că mi-am depășit-o, dar trebuie să recunosc că la început nu te simțeai neapărat confortabil, pentru că ce-i în mână nu-i niciuna. Cu timpul am ajuns să înțeleg că o femeie nu poate să le aibă pe toate și de fapt nimeni din punct de vedere fizic nu poate să le aibă pe toate. Adică dacă ai craci frumoși și drept și lungi și necrăcănați, s-ar putea să nu ai fund sau să nu ai sâni. Sau dacă ai fundul foarte mare, s-ar putea să nu ai sâni. Sau s-ar putea dacă ai sânii foarte mari să ai un fund plat. Și mai departe, adică chiar am observat de-a lungul timpului N forme de corpuri de femei și am înțeles că nu poți să le ai pe toate, decât prin anumite metode pe care ni le poate oferi în momentul de față secolul 21. Cred că fiecare operație estetică are o foarte mare încărcătură emoțională și foarte multe probleme de genul celor prezentate mai devreme, care te fac să ajungi la nivelul de a te adormi total și a te lăsa pe mâna bisturiului. Nu a fost o decizie pe care am luat-o înainte să fac un copil. Și, sincer, dacă nu aș fi ajuns în momentul de a alăpta și a vedea cât de bine poate să-mi stea cu un decolteu, nu cred că aș fi apelat după la această operație. Țin minte că le spuneam prietenilor mele, îi datorez fiului meu faptul că eu, ca femeie, am pentru prima dată în viața mea un decolteu. Adevărat. Nu fake, nu sutiene, nu dale, a zis, sutiene din alea de silicon și așa mai departe. Nu mai aveam șosete puse acolo. Treaba a fost că după ce am terminat să-l alăptez pe Eric,
după 10 luni de alăptare, eu slăbisem foarte mult, slăbisem foarte mult. Și de fapt motivul pentru care m-am oprit din alăptat a fost că mi-a spus pediatra că nu e ok, că deja slăbesc eu foarte mult și nu e sănătos și ar trebui să mă opresc. Așa a fost situația mea, alte femei se îngrașă, altele se chinuie să slăbească și așa mai departe. Eu am fost o norocoasă, dar în același timp nu arătam ok deloc. Și pentru că am slăbit foarte mult, în momentul în care s-a dus laptele, s-a retras din sânul mamei, am ajuns la o situație foarte, foarte urâtă, stafidită. Aveam sânii unei femei bătrâne pe corpul unei fete de 25 de ani. Nu aș fi avut o problemă foarte mare cu această situație dacă nu aș fi descoperit, 1, ce înseamnă să ai sâni și, 2, aș fi rămas măcar cu ceva, cu ceva, un cadou acolo. Dar situația mea nu a fost decât de niște piele plască care arăta foarte disgrațios și care arăta pur și simplu inestetic. Și mi-am dat seama că nu vreau să trăiesc așa. Adică mi-am dat seama că nu vreau să aștept până la al doilea copil, deși ne-l doream foarte mult, pentru a putea să trec și de perioada celei de-a doua alăptări și să fac acest pas către operația estetică abia după. Clar mi-am dat seama că nu am altă soluție. Un an de zile am stat așa, mai plată decât eram plată înainte. Era foarte dureros să mă privesc în oglindă, pentru că a fost exact ca și cum ei lua bomboana unui copil. Adică am avut dintr-o dată ceva sublim și mi-a fost luat peste noapte și mi-am dat seama că nu mai vreau, nu accept aceste reguli ale vieții și că trebuie să fac eu ceva. Mi-a fost foarte frică de operație și timp de un an de zile am procrastinat intervenția. La un moment dat am ajuns la domnul doctor Radu Pojocaru din Cluj, care mi-a confirmat că eu în această viață nu am deloc sistem adipos în zona sânilor și că aveam destulă piele ca să pot să îmi pun, adică se măsoară aceste lucruri și o să, dacă faceți acest pas sau dacă l-ați făcut, știți despre ce vorbesc, se măsoară elasticitatea pielii. Și ca să vă imaginați, eu aveam destulă piele cât să am mărimea C sau D la sâni. Am refuzat aceste cupe imense pentru că eu nu mi-am dorit niciodată să am niște balcoane în loc de bust. Nu mi-a plăcut niciodată treaba asta și mi se pare total inestetic, mai ales că nu voiam să-mi schimb mărimea la haine și exact cum i-am spus și doctorului, domn doctor, eu nu vreau să intre sânii pe ușă și după aia eu. Nu mi-a plăcut treaba asta niciodată, fiecare are gusturile lui, eu mi-am dorit o variantă în care să păstrez totul cât mai natural, cât mai aproape de adevăr și cât mai aproape de stern. Pentru că unul la mână, eu nu știam și nu știu în continuare ce înseamnă să porți lucrurile astea la vedere. Adică eu nu am purtat niciodată din punct de vedere vestimentar haine care, și nici n-am creat pentru să-i paprika, haine care să expună toată zona asta. Mi se pare o chestie de bun gust, pur și simplu, să păstrez unele lucruri intime în diverse situații. Mă rog, s-a setat data operației, am făcut toate analizele, toate bune și frumoase, eram gata și bună de tăiere și țin minte că în ziua operației am fost întrebată de medicul care se ocupa de anestezie dacă mi-e frică de operație. Și am zis că nu mi-e frică de operație, mi-e frică de anestezie. Și așa e, adică mie nu mi-era frică de faptul că urma să trec prin niște dureri post-operatorii sau de orice altceva decât de faptul că dacă nu mă trezesc și am un copil de crescut și ce-am făcut. Foarte mare mi-a fost panica din acest punct de vedere, foarte mare. Trebuie să recunosc, este o frică a mea, nu mai trecusem prin nicio operație și prin niciun fel de anestezie decât la o măsea, poate. Eu am născut natural și atunci chiar nu știam ce înseamnă să nu fiu în control, în controlul corpului meu. Cred că sunt control freak și pur și simplu mă speria teribil treaba asta de nu avea niciun fel de putere și nici de decizie, nici de nimic altceva. Plus că e destul de dureros când vine foaia pe care trebuie să semnezi în caz că ți se întâmplă ceva, a fost pe proprie răspundere și mai departe. Este un mindfuck total. Nu mai stau să fac niciun fel de cenzură
la această discuție. Din fericire m-am trezit după operație, a decurs foarte bine, m-am recuperat ușor. Toate detaliile despre partea asta cu operația și de ce mi-am pus silicoanele și mai departe, puteți să o citiți și la mine pe blog, este detaliată mult mai bine și am scris-o fix atunci și cred că are mult mai bine păstrate detaliile. O să vă las link în descriere să citiți acolo mai multe dacă vă interesează. Cu toți pașii pe care i-am parcurs, post-operator și înainte de asta, și am explicat de ce Pretty Hurts. M-a durut mult mai mult recuperarea după silicoane decât recuperarea după o naștere naturală. Pentru că este imposibil să dormi pe spate, este imposibil să-ți miști mâinile mai mult decât un T-Rex o perioadă. Dacă nu ai pe cineva aproape să te îmbrace, să te dezbrace, să-ți dea să bei apă și așa mai departe, ești pierdut și cred că ai nevoie de ajutor. Cel puțin în cazul meu, asta a fost problema cea mai mare. Și abia atunci îți dai seama cât de mare este mușchiul sternocleidomastoidian despre care învățam la biologie și cât de mult nu poți să te miști, efectiv ești un robot. Robot. Chiar și cu toate pastilele, analgezicele pe care le iei și antibioticele, tot te simți destul de rău la început. Plus că dintr-o dată să simți că ai aici niște pietre când tu n-aveai nimic, este un pas foarte mare. Deci mai multe despre asta la mine pe blog. Acum, dacă îmi permiteți, voi discuta puțin și despre treaba asta, cum a fost pentru mine să recunosc asta în online și cum a fost să povestesc despre operația sânilor mei, în condițiile în care eu întotdeauna am fost pro-natural, pro-acceptă-te așa cum ești, acestea sunt crezurile Sweet Paprika și cumva este foarte dificil pentru o fată care își povestește mereu dragostea pentru nasul ei cârn și pentru părul ei natural să își asume că dintr-o dată, știi, am niște implanturi din silicon aproape de inimă. Povestea e în felul următor. Evident că a existat un hate după aia. Cumva am smuls din rădăcini primele mesaje primite de acest gen prin faptul că eu mi-am asumat, adică am făcut aceste postări pe blog în care am spus direct: hei, mi-am pus țâțe, doare, uite cum arată cicatricea, asta e, mi-am asumat. Adică primul mesaj al oamenilor era: hei, pe când începi să-ți pui buze, pe când îți pui nasul drept și așa mai departe. Toată lumea insista la tema asta cu nasul, când mi-l fac drept. Evident, hatereală, nu vă imaginați că își stăteau și își făceau griji pentru mine. Și le-am zis așa: băi, uite care-i treaba, eu nas am, țâțe nu aveam. Adică, pur și simplu, am vrut să am ceva ce nu mai aveam. E ca și cum, pentru mine asta a fost ca o proteză, înțelegeți? Adică pentru mine implantul mamar a fost ca o proteză. Și cum ți-ai pune un dinte că-ți lipsește. Așa am văzut eu situația asta. Așa am văzut eu situația de a-mi pune implanturi. Nu a fost un moft că am mărimea B și aș vrea cupa D să înnebunească bărbatul când mă vede și așa mai departe. Și să mi le expun pe tavă de fiecare dată când mă văd cu cineva. Și clapback-ul a fost foarte rapid. Hello, țâțe n-aveam, nas am, buze am, nu-mi trebuie mai mult. Mă întreabă lumea de ce nu-mi îndrept nasul. Nu vreau. Este personalitatea mea, este fața mea, este coșul meu, este gaura mea din piele, pentru că am avut acne, am buzele subțiri și nu-mi trebuie să le am mai drepte și mai ok decât sunt, am deviere, deviație de sept sau cum se numește, asta sunt eu, toate imperfecțiunile acestea îmi fac chipul să fie dorit cumva. Nu mi-am pus niciodată problema să-mi îndrept nasul, mereu l-am purtat cu mândrie, mi se pare o calitate pe care o moștenesc din neamul meu, este o definiție a caracterului unei femei din punctul meu de vedere. Și desigur, dacă l-aș fi avut spart cu o bâtă sau mai știu eu ce și aș fi trăit niște experiențe groaznice prin diverse sporturi practicate, probabil că mi-aș fi făcut și o operație la nas, dar nu o văd ca pe o nevoie. Niciodată nu mi-am dorit să-mi fac nasul mai mic, mai drept și să mă aliniez în niște standarde din acest punct de vedere. Am alt fel de standarde și principii de frumusețe. Repet, nu se pune cu faptul că dacă îmi lipsește un dinte, nu mi-l pun.
La fel și cu buzele, respect alegerile tuturor de a-și pune buze, de a-și pune nas, drepți. Fiecare, repet, are diverse probleme estetice și se vede diferit în oglindă poate decât îl percep alți oameni și pot să înțeleg inclusiv traumele copilăriei care te fac să-ți dorești să schimbi ceva la tine. În cazul meu, cred că dacă mi-aș pune buze și mi-aș îndrepta nasul, nu aș mai fi eu. Și vă spun drept că pentru mine a fost îngrozitor când m-am pensat prima dată și când m-am tuns prima dată. Nu-mi imaginez ce aș face dacă m-aș trezi cu nasul drept. Am văzut câteva, am avut la un moment dat experiența să fac niște poze și persoana care îmi făcuse pozele să mediteze atât de bine pozele și mi-a făcut nasul drept. Mi l-a făcut drept, efectiv. Nu știu, simțea ea nevoia să îndrepte mai mult lucrurile decât era nevoie. Și am fost efectiv furioasă, mi se părea că arătam oribil, oribil, efectiv. Nu sunt eu. Nu sunt eu dacă nu am această doză de personalitate. Cu un dinte puțin strâmb, cu nasul, așa. Cred că suntem, din punct de vedere facial, responsabili să ne asumăm identitatea. Și acum, dacă tot vorbim de schimbări și de estetică, să știți că eu nu mă obțin niciodată. Am 28 de ani anul ăsta, în 2019, pe care îi împlinesc. Și în afară de tunsori, care și ele au fost foarte rar, să spun așa, vizibile ca schimbări, nu m-am vopsit niciodată și nu las niciun hair stylist să mă vopsească și nu aș face-o nici dacă aș fi plătită. Sincer, nu aș face-o. Am avut la un moment dat chiar o propunere să fiu vopsită contra cost și nu am vrut. Pentru că țin foarte mult la culoarea mea naturală, mi se pare că mă reprezintă și în condițiile în care o să ajung să am părul alb, atunci da, voi face această schimbare. Dar momentan nu am simțit niciun fel de nevoie din acest punct de vedere. Deci imaginați-vă cum e să-mi spui mie să-mi fac nasul drept când eu nu m-am vopsit la păr să am altă culoare vreodată. Asta că tot vorbim de principii de frumusețe. Și chiar dacă este un, poate pare că e așa o contradicție în ceea ce spun, pur și simplu le tratez ca pe lucruri diferite. Nu-mi imaginez să mă trezesc mâine dimineață și să mă văd cu buzele mai mari în oglindă. Nu-mi imaginez așa ceva. Chiar țin minte că în ziua operației îmi spunea doctorul la tot cel care mi-a făcut anestezia, mai glumă, mai serios, acum ați faci sânii, ne vedem după aia mai târziu și pentru nas, mai punem și buzele. Nu-mi place treaba asta, adică nu-mi place să mă duc la un doctor estetician și să fiu analizată, uite, aici mai putem să mișcăm asta, acolo, așa. Dacă eu nu am această nevoie, nu văd de ce ar vrea cineva să mi-o satisfacă. Mi-am stabilit foarte clar care îmi sunt limitele, dorințele și așa mai departe. Acum să vorbim cumva de partea asta de sarcină și alăptat și faptul că am implanturi acum. Din câte știți sau poate nu știți, sunt însărcinată în 6 luni. Bun, sunt sărcinată în 6 luni, sânii s-au făcut mai mari decât erau cu silicoane. Asta e destul de greu să vă explic cum se abate asupra spatelui. Cred că doar alte femei care au trecut prin asta poate să mă înțeleagă. Momentan mă descurc foarte ok. Nu știu cum o să fie alăptatul. Pot să vă spun că din punct de vedere fizic am fost asigurată că nu există niciun fel de probleme și medical, atât de doctorul ginecolog, cât și de doctorul care mi-a făcut operația estetică. Implantul meu este situat intramuscular, da? Este amplasat sub mușchi. Nu mi-afectează cu absolut nimic zona de țesut mamar și alăptare. Singura problemă este că devin mult mai mare, adică după ce că se fac mari pentru că se umplu cu lapte. Deci singura problemă este că o să am sânii mai mari decât mi-am dorit vreodată să iau. Altă problemă din punct de vedere al alăptatului nu se arată. Poate, nu știu, mă gândesc că poate o să fie mai dureros, poate la început și na, că e țesutul mamar mult mai întins pe o zonă mai extinsă. Dar nu știu ce să zic. Vom vedea. Momentan sunt însărcinată în 6 luni, sunt rotunjoară peste tot, am forme pentru prima dată în viață asigurate de la început și mă bucur pur și simplu de această perioadă.
trebuie să recunosc că nu mai pot să port și nu mai pot să suport sub nicio formă tienele cu acele sârme, sutienele care au formă din asta de push-up sau ceva de genul ăsta, nici nu simt că am nevoie de așa ceva. Am push-up-ul integrat, eu așa zic, eu am push-up integrat acum și pur și simplu vom vedea. Cred că voi fi o bombă sexy la vară și nu știu, nu voi ști să-mi asum aceste calități. Și o să vedem ce se întâmplă. Cred că deja ideea de a expune un decolteu nu mai este o dorință, ci pur și simplu nu mai ai cum altfel decât să îți arăți decolteul. Și acum, dincolo de toată nota asta umoristică prin care aș vrea să-mi închei acest vlog, sper că v-am răspuns la întrebări. Știu că la un moment dat era foarte amuzant că pe Google, dacă căutai Gabriela Atanasov, primul lucru apăreau implanturi. Lumea se întreba dacă chiar am implanturi sau nu am sau ce se întâmplă. Pentru că le-am folosit într-un mod discret și nu le-am, după cum am mai zis, nu le-am pus acolo pe tavă în fața lumii. Și asta este. Pur și simplu nu mi-am schimbat personalitatea și modul de a fi din cauza faptului că am ajuns să am ceea ce îmi lipsea. Nu mi-am schimbat nici stilul vestimentar foarte mult, dar într-adevăr m-am bucurat de faptul că pentru prima dată în viață am putut să port o rochie care mi expunea un decolteu. Nu consider că... Poate că asta mi-a... Stau așa și mă gândesc, poate că asta mi-a adus și posibilitatea de a colabora mult mai ușor cu branduri de lenjerie intimă, dar nu a fost pentru mine un țel, știi? Mi-am propus să pun sâni ca să pot să lucrez cu X sau cu Y. Cam atât din punct de vedere al acestor întrebări. Sper că v-am fost de folos cu ceva. V-am lămurit cu deciziile vieții mele, poate nu mai aveți întrebări. Dacă mai aveți întrebări, puteți să mai puneți întrebări oricând pe Instagram sau pe YouTube, în comentarii. Să știți că eu în momentul în care am luat această decizie, nu țin minte să fi vorbit foarte mult cu persoane care aveau silicoane, ci m-am dus să vorbesc direct cu doctorul. Adică după ce veți termina de privit acest vlog, eu vă recomand să apelați direct la un specialist și să discutați cu el despre care sunt șansele voastre, ce variante aveți, ce presupune această operație și ce tipuri de implanturi sunt. Uite, eu, de exemplu, am implant anatomic. Mai există varianta de implant rotund. Trebuie să știți că după ce îți pui silicoane, vei avea un pașaport pentru ele și când călătorești trebuie să-l ai cu tine, că în cazul în care pățești ceva să știe lumea că ai acest implant. Și una peste alta, lăsați forumurile și foarte multe întrebări așa în zona de online și nu vă speriați de unele mesaje și nu luați totul ca pe un lucru care poate să vi se întâmple vouă. Desigur, și eu citisem o grămadă de prostii din alea, gen au murit nu știu câte femei în timpul operației și așa mai departe. Și asta nu fac decât să te sperie. Este foarte dificil să iei o decizie în momentul în care dai de foarte multe review-uri proaste. Da, desigur, există frica de a nu îți ieși cum trebuie această operație. Eu cumva aveam... Eu mereu am avut încredere foarte mare în oamenii pe care îi aleg să îmi facă o operație și am văzut ce au mai făcut ei înainte. Nu m-am dus la mai mulți doctori. L-am ales pe unul, m-am dus la el, am vorbit cu el. Am văzut că mi-inspiră încredere și am văzut ce poate și mi-am asumat că am încredere să-i las viața mea în mâinile acelui chirurg pe masa de operație. Desigur, există și niște costuri pe care trebuie să le verificați înainte, să vă uitați care e piața și să vă întrebați de ce costă undeva mai mult. Poate este doar un branding și nu este nimic mai mult de atât. Sau poate este într-adevăr ceva mult mai excepțional ca rezultat. Acum, întrebările și deciziile sunt foarte împărțite, diverse și cred că depind într-o finalitate numai de voi. Cam atât de la mine, Sweet Paprika, cam atât despre adevărul dulce și iute despre țâțele mele și să avem multă sănătate, zic, și cu și fără țâțe. La cât mai multe decizii care să fie luate numai pentru binele și frumusețea voastră, interioară și exterioară. Mulțumesc!